Glorificat să fie Domnul! Dragii mei, mă bucur din inimă să fiu la Dobric. În urmă cu câteva luni de zile, când frații care au organizat evenimentele de evangelizare de prin preajma zonei dumneavoastră, mi-au propus mai multe biserici pentru duminică dimineața și printre altele mi-au spus de Dobric. Ai fost vreodată la Dobric? Și am spus, n-am fost niciodată, deși de Dobric am auzit. Știam că procentul creștinilor penticostali este covârșitor aici. Două dintre surorile bisericii dumneavoastră cu dar profetic s-au intersectat cu mine în slujire în Olanda, cred că anul trecut, și atunci am vrut să vin să văd Dobric. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi-l dă în această dimineață să pot să fiu la Dobric și mai ales să vă pot sluji. Și mă rog din inimă ca Bunul Dumnezeu să mă folosească, să-mi dăruiască cele mai potrivite cuvinte mie și în această zi cu toții să fim zidiți și edificați de frumoasele cântări, mărturii și de Cuvântul lui Dumnezeu care va fi proclamat. Doamne ajută! Vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, câteva versete. Voi începe lecturarea textului biblic cu versetul 1. Pagina în Biblie 1056 pentru cei ce au păstrat închetița preotului Cornilescu. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecarea din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri, dar chiar și peste robi și peste roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, voi face să se arete semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Până aici cuvântul Domnului, voi fi respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, după frumoasele mărturii pe care le-am auzit în această zi, mă simt înmiresmat de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, noi câteodată avem un fel extrem de simplist de a înțelege dimensiunea Harului lui Dumnezeu. Deseori se întâmplă în mediul evanghelic să aud afirmații de maniera aceasta. A fost har la adunare în această zi. Și cineva întreabă, de ce? Zice, a venit un predicator, s-a făcut o ungere cu un de lemn, omul bolnav de cancer a fost vindecat pe loc și eu spun, slavă Domnului, a fost har la adunare. Alte ori se întâmplă să spună, a fost har la adunare, a venit un vas de lucru, un proroc al Domnului, a vorbit exact starea poporului
într-un mod punctual și Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a ridicat și ne-a zidit. A fost mare har la adunare. Și zic și eu, slăvit să fie Domnul pentru harul Lui. Alteori se întâmplă să vină cineva să spună, a fost un evanghelist, a predicat din cuvântul lui Dumnezeu, câteva suflete s-au întors la Domnul, oameni legați de diferite păcate și au predat viața în mâna lui Dumnezeu, a fost mare har la adunare. Și zic și eu, slăvit să fie Domnul, mare har a fost la adunare. Dar am ajuns la concluzia cu trecerea timpului că există un har mai mare decât harul vindecării. Știți care? Harul de a nu fi vindecat niciodată. Și de a rămâne într-un cărăcior cu rotile, a rămâne despărțit de partenerul de viață pentru tot timpul, poate cât mai trăiești pe pământul acesta, dar cu toate astea să spui, aleg să cred în tine, să te slujesc și să-ți mulțumesc și să rămân credincioasă sau credincios până la capătul vieții mele. Ăsta este un har mai mare decât oricare din harurile pe care le-am prezentat mai devreme. Fiindcă în 2 Corinteni, în capitolul 12, spune Sfântul Apostol Pavel, s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să ia țepușul. Era un fel de boală care îl chinuia nu în scop corectiv, ci în scop preventiv. Pentru că Domnul a zis din pricina slavei, revelațiilor pe care le-a avut, ca nu cumva să se mândrească. Și a fost țepușul respectiv pentru care s-a rugat de 3 ori și Domnul și a spus, harul meu ți este îndeajuns. Am o predică, poate cu altă ocazie, unde vorbesc despre cele 6 niveluri ale harului Dumnezeu interpretate în lumina Sfintei Scripturi. Și unul din nivelurile harului Dumnezeu este tocmai acesta, harul suferinței. Și pe cine Dumnezeu să cotește vrednic de încredere, îi ridică la acest nivel. A unui har de a suferi, știind că Duhul Slavei lui Dumnezeu odihnește peste ei. Multă vreme am crezut că boala și suferința constituie consecința unui păcat sau unor păcate. Așa am fost și crescut. Deseori se întâmpla să vină unii dintre oameni mai puțin pregătiți din punct de vedere biblic și să spună, mă, dacă omul traversează drame, necazuri, suferințe, ăsta-i părăsit de Dumnezeu, îi blestemat, e o consecință a unui păcat sau unor păcate, și de multe ori mă încercau gândurile acestea. Au trecut ani, am analizat mai profund Biblia, l-am înțeles altfel pe Dumnezeu și am ajuns la concluzia că suferința uneori nu este o pedeapsă. Și este un mandat de încredere pe care Dumnezeu îl așează pe umerii unor oameni și vor spune, eu știu că tu poți să duci treaba asta. Și vei sluji de mărturie și vei rămâne o pildă și un model pentru toți cei din jur. Eu cunosc oameni care pentru o simplă durere de măsea îl drăguie pe Dumnezeu. Iar alții în căruciorul cu rotile îl glorifică pe Dumnezeu. Oameni care pentru faptul că soțul a spus o vorbă nepotrivită îs gata să nu mai vină la biserică, să divorțeze, să aibă tot felul de reacții repulsive, iar alții cu dureri, cu răni adânci în suflet, cu despărțire de cei dragi, cu lacrimi, să rămână copilași și singură și să zică, aleg să cred în Dumnezeu. Știți ce declar eu în această zi? A fost mare har la Ebenezer Dobric. Știți de ce? Pentru că am auzit 2 declarații ale unor surori puternice în Domnul, mai puternice decât mine. Și fiind cu toată tăria, și nu datorită lor, și datorită Duhului Sfânt care le-a întărit, că dacă aș fi fost eu probabil în situația lor, nu știu dacă mă mai puteam ridica la acest amvon. Dar știu că ce ne întărește pe noi și ce le-a întărit pe ele a fost, este și rămâne Duhul lui Dumnezeu. Cel despre care predicăm, cel în numele căruia ne-am adunat în această zi, cel care este sărbătorit de creștinătatea de pretutindeni, și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Mânghietorul, glorificat să fie numele Lui în veci. E, și vreau să vă spun că această putere și persoana Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care le-a întărit pe ele, care ne-a întărit pe noi, vrea să continue să ne întărească până la capăt. Același Duh Sfânt care s-a coborât peste ucenicii care tremurau de frica iudeilor și se aflau într-o mare nebuloasă de confuzie, de decepție profundă, fiindcă toate așteptările pe care le-au avut despre Iisus, despre Imperiul Roman, despre statul Israel, toate s-au prăbușit dintr-o dată. Și a trebuit să treacă 50 de zile de la învierea Domnului Iisus Hristos și 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos ca acea promisiune pe care Mântuitorul a făcut-o să fie adusă la îndeplinire. Sărbătoarea Cinzecimii, ea se mai numește și Sărbătoarea Rusalilor, deși unii oameni poate
extrem de riguroși cu terminologia și etimologia cuvintelor, se potignesc în cuvântul Rusalii pe motiv că ar avea sorginte seculară. Dar din punct de vedere al dicționarului limbii românice, spui sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea Rusalilor sau sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, este același lucru. Trebuie să știți că există la evrei un obiect numit menora. Nu știu dacă ați fost în Israel, m-am uitat, n-am zărit, dacă dumneavoastră aveți menora, este un sfeșnic cu 7 brațe. Fiecare din cele 7 brațe simbolizează câte o sărbătoare din cele mai proeminente 7 sărbători ale evreilor. Și una dintre sărbătorile proeminente ale evreilor din Vechiul Testament a fost, este sărbătoarea cinzecimii. Sărbătoarea cinzecimii însemnau cea de-a 50-a zi de la legănarea slopului. Și ea se mai numește în Biblie sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea secerișului și, realmente vorbind, odată cu coborârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu a fost un seceriș bogat, fiindcă aproape 3.000 de oameni s-au întors la Domnul printr-o singură predică a unui om, dar nu doar a unui om, a unui om călăuzit de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ea se mai numește și sărbătoarea Savuot și sărbătoarea aceasta, dragii mei, marchează pe de o parte, spuneam, sărbătoarea recoltei a secericiului, dar și darea legii. Și există un verset în Biblie, Sfântul Apostol Pavel îl consemnează și spune căci legea sau slova omoară, dar zice stare, Duhul dă viață. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Și aș vrea ca o analiză a unei profeții în oglindă să-mi permiteți să fac și un artificiu teologic. Când s-a coborât pe munte, foc, tunete și s-a dat legea, spune Biblia că omul lui Dumnezeu, Moise, a coborât de pe munte. Și în ziua aceea știe cineva cam câți oameni au murit din cauza păcatului de idolatrie de care s-au făcut vinovați, închinându-se acelui vițel? Cine știe câți oameni au murit? Când s-a dat legea. Știți ce zice Biblia? Aproape 3.000 de oameni. Dar când s-a pogorât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 2, știți câți oameni s-au întors la Dumnezeu? Aproape 3.000 de oameni. Când s-a dat legea, aproape 3.000 de oameni au murit. Când a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aproape 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. De ce? Căci legea omoară, dar Duhul dă viață. Și această analiză comparativă mi se pare extraordinară, pentru că Biblia prin ea însăși are valoare și semnificație profundă, slăvit să fie numele Domnului. Acum, dragii mei, fiindcă sărbătoarea cinzecimii se mai numește și sărbătoarea secerișului sau sărbătoarea recoltei, vreau să vă spun în această zi că în contextul sărbătorii pogăririi Duhului Sfânt am putut repera cel puțin trei categorii de oameni. S-ar putea să fie la Ebenezer Dobric în dimineața asta. Prima categorie, oameni care au fost impresionați. Fapte 2 cu 7. Ei au rămas mirați, uimiți, impresionați de ce au văzut. Ce i-a uimit pe ei? Vâjitul poate de vânt, niște limbi, nu de foc, e o prepoziție comparativă acolo, ca de foc, că dacă era de foc îi ardea și posibil că era incendiu și nici extintoare poate că nu se găseau atunci. E, și vreau să vă spun că pe ei poate că au uimit aceste elemente. Poate că i-au uimit faptul că vorbeau în cel puțin 17 limbi diferite, necunoscute de către cei care erau înrăuriți de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, fiindcă cei mai mulți dintre ei erau oameni care nu aveau cultură lingvistică mai ales, dar erau oameni simpli, dar care sub inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu vorbeau în limbi omenești, așa se exprimă Biblia, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cu ocazia acestor sărbători și nu numai, veneau de regulă oameni din toate părțile și nu întâmplător a ales Domnul Dumnezeu ca la această sărbătoare a cinzecimii să coboare Duhul Sfânt, pentru că a vrut să se asigure că vin popoare din toate limbile
să vadă acest eveniment care nu trebuie să rămână izolat. Numai noi, câteodată penticostalii, vrem să pitim lucrarea Duhului Sfânt cu totul sub amvon. Să spunem, stați puțin, că avem și noi cântăreții noștri profesioniști, avem noi predicatorii noștri scusiți, doctori în teologie, care pot să facă exegeze, ermeneutică, și vrem să impresionăm pe oameni cu metodologii lumești care nu-s rele în ele însele, dar vreau să rămână această cântare nu doar un refren și o convingere pe care să o trăim la nivel practic. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Trăim o vreme în care vreau să vă spun că în mediul evanghelic, și o spun și mai direct, în mediul penticostal, dacă vrei să ajungi la diferite diferende teologice, deschide subiectul despre lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și ai să vezi câtă rezistență, câtă reticență, câte puncte de vedere controversate. Știți de ce? Pentru că diavolul știe ceva ce s-ar putea noi amândoi să fi uitat. Că ceea ce ține cu adevărat o biserică în picioare nu sunt conservatoriștii, nu sunt orchestrele și fanfarele, nu sunt retoricii, oameni cu o retorică impresionantă, nu sunt savanții, și e puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care ține biserica lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, vreau să vă spun că biserica nu rămâne decât o simplă instituție care cântă un pic mai slab decât se cântă la filarmonica și care vorbește un pic mai slab decât se vorbește la facultatea de drept, unde se predă retorica. Ceea ce face diferența între o instituție seculară și biserica lui Dumnezeu este că biserica lui Dumnezeu este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și biserica nu-i corabia lui Noe, cum ne-au mințit unii predicatori pe noi câteodată, că în corabia lui Noe, dacă a intrat lup, tot lup a ieșit, dar în biserica lui Dumnezeu, dacă intri lup, poți deveni oaie, și dacă Dumnezeu vrea te face și păstor, cum l-a făcut pe apostolul Pavel. Mai întâi a fost un lup care prigonea biserica lui Dumnezeu, mai apoi Dumnezeu l-a transformat într-o oaie și mai târziu Dumnezeu l-a făcut un păstor care să ducă Evanghelia neamurilor. Cine poate face treaba asta? Unul singur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Văd a doua categorie de oameni, oameni ironici, care au zis, oamenii ăștia sunt plini de must și care nu aveau alt scop decât să persifleze, să ironizeze și să ia peste picior lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Voi vorbiți în alte limbi? Voi auziți vocea Duhului Sfânt? Voi vă rugați lui Dumnezeu și Dumnezeu mai vorbește astăzi? Iată câteva dintre afirmațiile acelor oameni care vor să batjocorească lucrarea lui Dumnezeu. Așa a fost și atunci. Așa este cu atât mai mult astăzi. Și din păcate vă spun că în bisericile noastre lucrarea Duhului Sfânt a început să devină cenușăreasă. În bisericile în care nu prea se mai aude așa vorbește Domnul. În bisericile unde nu se mai fac cercuri de rugăciune. Cunosc astăzi biserici penticostale care nu mai fac stăruințe după botezul cu Duhul Sfânt. Și trăim o vreme în care ușor, ușor, tendința aceasta postmodernă este să abandonăm lucrarea Duhului Sfânt, că avem suficienți bani și suficientă pregătire să ne descurcăm și fără El. Dar m-am uitat și eu în etnogeneza cultului creștin penticostal și am vrut să aflu cum de s-a ajuns la o asemenea anvergură și ascensiune spirituală în cadrul cultului. Am avut oameni înstăriți în felul lumii? Nu. Am avut oameni pregătiți? Nu. Mulți aveau 4 sau 5 clase. Făceau 17 greșeli gramaticale pe minut. Dar atunci când se rugau și își plecau genunchiul probabil în case de pământ, Duhul lui Dumnezeu se cobora și glasul Duhului Sfânt vorbea. Și atunci am înțeles că ceea ce a născut Biserica Penticostală și a dezvoltat Biserica Penticostală n-a fost nimic din tot ceea ce credem noi că este, decât puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este într-o adunare, se simte. Și când puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este într-o lucrare, slava lui Dumnezeu coboară. Glorificat să fie numele Domnului în veci. De aceea, dragii mei, vreau acum, în anul 2024, să afirm la Dobric și oriunde Dumnezeu ne va chema, să ne întoarcem înapoi la lucrarea autentică a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Știu și eu astăzi că probabil din 5 proroci, 4 sunt falși. Știu și eu astăzi că lucrarea Duhului Sfânt a fost copiată, apoi pervertită în tot soiul. Dar eu știu ceva, că și astăzi mai sunt proroci ai lui Dumnezeu. Că și astăzi lucrarea Duhului Sfânt lucrează. Că și astăzi Dumnezeu își ține biserica sa și luptă de partea poporului său. Slăvit să fie numele Domnului în veci. Vreau să vă spun că în urmă cu câteva luni de zile
Am fost invitat să predic într-o biserică din Belgia. Mi-am început predica într-un mod atipic, povestind despre o dramă unei familii. La finalul slujbei, după ce câteva suflete s-au întors la Dumnezeu, a fost o femeie cu totul și cu totul remarcabilă, în sensul în care ea a venit în față și a predat viața în mâna lui Dumnezeu și am întrebat-o, printre altele, dumneata, de ce ai venit să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu? Și a spus, frate Timotei, tot ce a spus dumneavoastră în această zi era povestea vieții mele. Zice, eu în urmă cu câteva zile am vrut să mă sinucid, bărbatul a plecat de la mine, m-a lăsat cu câțiva copii, mi-am tăiat venele de la mână și a ridicat puțin mâneca de la roche, mi-a arătat tăieturile și mi-a spus, numai Dumnezeu m-a adus în această seară, că era seara atunci, aici la biserică, la seara de evanghelizare, să înțeleg că trebuie să-mi schimb viața, să mă întorc cu toată inima la Dumnezeu. Dacă bărbatul mai vrea să vină la mine, nu mai contează, eu mă rog Domnului pentru schimbarea lui, dar eu voi lupta ca mamă să îmi cresc copiii în frica lui Dumnezeu și ei să nu-și piardă mântuirea. Și știți ce am înțeles atunci? Că orice aș fi predicat eu, dacă nu m-aș fi lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nimic nu se putea schimba. Că ceea ce face diferența este doar lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, glorificat să fie numele Domnului. Și sigur, dragii mei, că văd a treia categorie de oameni în textul ăsta. Oameni care erau implicați în experimentarea lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și vreau în mod punctual să afirm acum de sărbătoarea secerișului câteva dintre binecuvântările pogărârii Duhului Sfânt. Prima binecuvântare a coborârii Duhului Sfânt am numit-o eu împlinirea promisiunilor divine. De ce trebuie să înțeleg eu de la sărbătoarea cincizecimii? În primul rând, eu trebuie să înțeleg că Dumnezeu își ține promisiunile sale, glorificat să fie numele Lui. În Luca 24:49 zice Domnul Iisus Hristos, și voi veți primi o putere de sus, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, slăviți să fie Domnul. Și uitați-vă, dragii mei, că de sărbătoarea cincizecimii înțelegem că Dumnezeu își împlinește promisiunile sale. Noi oamenii câteodată promitem și nu onorăm promisiunile, nu din rea intenții. Uneori s-ar putea să uităm. Domnule, am promis că ajung la omul respectiv, iureșul acesta al vieții, ritmul alert în care suntem, foarte multe activități pe care vrem să le întreprindem și dintr-o dată ne trezim că nu putem să ne ținem de promisiune. Am uitat, s-a așternut uitarea și ne sună omul, zice, te-am așteptat și n-ai venit. Un sentiment de pudoare, de rușine, de vinovăție te cuprinde pentru că noi suntem oameni finiți și limitați. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu uită niciodată. Dumnezeu își ține promisiunile sale. Și a ținut promisiunile cu sora care în această zi a zis că s-a prins de promisiunea lui Dumnezeu care pe alea cimitirului îi răsuna puternic în minte. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chim n-am să te părăsesc. Vă întreb, stimate surori, s-a ținut Dumnezeu de cuvânt? Glorificat să fie numele Domnului. Vă întreb, stimați frați, Dumnezeul care v-a promis atâtea făgăduințe binecuvântate s-a ținut de cuvânt? O, glorificat să fie numele Domnului. De sărbătoarea cincizecimii învăț că Dumnezeu nu-și uită promisiunile sale. Și orice a promis pentru viața ta, pentru casa ta, pentru familia ta, pentru lucrarea în care Dumnezeu te-a așezat, negreșit Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Glorificat să fie numele Lui în veci. A doua binecuvântare pe care a adus-o cincizecimia este binecuvântarea împuternicirii supranaturale. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere, grecescul dunamis, o putere explozivă asemenea unei dinamite când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, adică mai întâi în cercul apropiat, apoi în Iudeia, la dușmanii, că iudeii căutau să-L omoare pe Iisus, apoi în Samaria, la locurile disprețuite, răufamate, pe care evreii le stigmatizau. Și dacă încă n-ați ieșit la pensie, și până la marginile pământului. Și cu toții să putem să ne dedicăm în slujba lui Dumnezeu, fiindcă în lucrarea lui Dumnezeu nu sunt nici pensionari, nici șomeri, ci sunt doar slujitori care se angrenează să facă lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima, slăvit să fie numele Lui. Așadar, a doua binecuvântare a cincizecimii este binecuvântarea împuternicirii supranaturale. E, noi avem nevoie de puterea asta. Vreau să vă spun că au fost momente când am predicat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și au fost momente când am predicat fără împuternicirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Din cunoștință, din ce am învățat din Biblie,
din ce am simțit că trebuie, însă vreau să vă spun că nimic nu se compară cu mesajul care vine direct din inima lui Dumnezeu, sub împuternicirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. El schimbă, El transformă, El eliberează și El aduce rezultate binecuvântate, slăvit să fie numele Lui. Ori noi de sărbătoarea cincizecimii ne aducem aminte că trăim într-un mediu ostil în care războiul secular este între noi. Ateismul, agnosticismul au început, dragii mei, să prindă contur foarte mult, chiar și în spațiul evanghelic. Tineri care își pun întrebări dacă Biblia este adevărată, dacă mai are sens să vină la biserică, dacă Dumnezeu este adevărat. Și în această lume extrem de eterogenă, cu foarte multe ideologii, vreau să vă spun că ceea ce convinge pe oameni, ceea ce transformă pe oameni, este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care sunt atâtea duhuri care îi leagă pe oameni. Și noi când ne ridicăm să facem lucrarea lui Dumnezeu, nu o facem în baza vreunei eolocințe sau cunoaștere omenești, ci în baza Duhului lui Dumnezeu care ne-a chemat la lucrare. Știți, zicea cineva odată, frate Timotei, zice, nu ți-e frică când mergi la evanghelizări și se pocăsc cu oameni și ies în față și te rogi pentru ei, că poate unii sunt demonizați, alții sunt legați de tot felul de duhuri, că luptă, frate, duhurile cu tine, cu casa ta, cu familia ta. Ori vreau să vă spun că deviza care mi-a însoțit și mi-a însoțește întotdeauna slujirea este ceea ce a spus Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ce a pus Dumnezeu în dumneata și ce a pus Dumnezeu în noi este mai tare decât ceea ce este în lumea asta. Și noi nu ne ridicăm să facem lucrarea lui Dumnezeu în baza faptului că suntem noi curajoși sau nu, să avem noi diferite abilități, și în baza puterii lui Dumnezeu care ne-a chemat la lucrare. Și Dumnezeul care ne-a chemat la lucrare, Dumnezeu ne împuternicește, Dumnezeu ne protejează și Dumnezeu ne dă autoritate. Glorificat să fie numele Lui în veci. Și dacă te-a chemat Dumnezeu la lucrare, niciun demon nu se poate atinge de tine. Știți că s-a dus Domnul Iisus Hristos și a spus lui Simon Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu am rugat pentru tine să nu se piardă ce? Mașina în urma accidentului? Nu. Trupul ăsta? Nu. Să nu se piardă cea mai de preț valoare, credința ta. Că dacă uneori ai trecut prin accident, prin boli, prin faliment financiar, diavolul n-a avut ca miză nici pierderea mașinii, nici a casei, nici a bunurilor patrimoniale, că diavolul ți le poate da pe toate acestea. Și prin accident, prin boală, prin dramele vieții, de fapt diavolul a avut un singur scop, să se piardă credința ta. O mașină o poți pierde, poți cumpăra alta. Sănătatea se poate pierde, câteodată o poți recupera. Dar ascultă-mă, în momentul în care ai pierdut credința, ești cel mai sărac om, chiar dacă te primi cu Lamborghini. De aceea vreau să spun în această zi, pentru toți cei care sunt în sala aceasta de adunare, atâta vreme cât mai este un sâmbure de credință în inima unei mame, în inima unui tată care se roagă pentru fiii risipitori, Dumnezeu deschide cerul și aduce răspuns la rugăciunea lor. Dar diavolul vrea prin toate dramele să ne fure cea mai de preț valoare, credință. Să nu mai vrei să vii la adunare, să nu mai găsești sensul să vii marța la rugăciune, să nu mai vrei să te pui în slujba lui Dumnezeu și să spui pe colidorul spitalului, pe alea cimitirului sau în diferite drame ale vieții, Doamne, de ce ai îngăduit asta? Ori tu nu existi, ori tu m-ai abandonat, ori tu pe mine nu mă asculți, tu asculți pe proroși, tu asculți pe evangheliști, tu asculți pe mari păstori, dar tu pe mine nu mă mai asculți. Și momentul în care eu spun treaba asta, știi ce face diavolul? Freacă din mâini de bucurie și spune, asta a fost și scopul meu. Am vrut, de fapt, să vă fur cea mai de preț valoare din suflet, credința. Dar e acolo ceva ce mă încurajează cu totul. Simone, Simone, Satana ce a făcut? V-a cerut. Dar de la cine a cerut? Zice stare. De la tine, de la cine a cerut Satana dreptul să cearnă vă Petru și pe ceilalți apostoli? Cine știe? De la Domnul. Îi limpede. Și asta pe mine mă încurajează cu totul. Știți de ce? Că eu înțeleg că diavolul nu poate să se atingă de tine în calitate de copil al lui Dumnezeu decât dacă mai înainte îi dă Dumnezeu drept. Nici măcar un fir de păr din cap, spune Biblia, nu cade fără de știrea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna este sub control, slăvit să fie numele Lui în veci. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de George Palmer. Omul ăsta făcea parte din cea mai terifiantă bandă de criminali și de hoți din Melbourne, Australia.
Și a auzit că vine marele evanghelist, pare mi se că prin 1959, Billy Graham, să predice Evanghelia pe un mare stadion în care sute de mii de oameni veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și el a venit împreună cu 10 colegi de-ai lui din banda de hoți și au încărcat pistoalele, gloanțe și au pus în cartușe și au venit cu pistolul sub haină și au zis: Hamu, o să distrugem noi lucrarea lui Billy Graham. Dar zice, nu chiar acum, că ascultăm când se cântă și la finalul predicii, când Billy Graham, evanghelistul, face chemarea, zice, s-au așezat așa în primele rânduri, fiecare cu câte un glonte, îl fixăm, îl împușcăm și se distruge toată lucrarea lui de evanghelizare. De ce? Pentru că Joel Palmer în copilărie, pe la 6-7 ani, a traversat foarte multe drame care în loc să-l apropie de Dumnezeu, l-au îndepărtat cu totul de Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și s-a declarat un vehement adversar al lui Dumnezeu. Și a zis, îl voi distruge pe Billy Graham și toată lucrarea pe care el vrea să o fac. A început evangelizarea. Frații și surorile au început să cânt. Au cântat frumos. Nimic nu i-a mișcat așa în mod profund. Ei își dădeau coate, erau acolo așezați, cam în linia a doua, și au zis, ce ne-am propus, așa va fi. Când se apropie de momentul chemării, am tras cu pistolul și l-am omorât. Numai că atunci când omul lui Dumnezeu, evanghelistul Billy Graham, s-a ridicat să predice la amvon, Duhul lui Dumnezeu, în mod profetic, începea să vorbească despre viața acelor oameni care au venit cu gânduri rele să-l distrugă pe omul lui Dumnezeu și implici lucrarea lui Dumnezeu. Și după vreo 10 minute, 15 minute, unul a început să plângă, al doilea a început să plângă, iar la finalul chemării și-au lăsat sacoul cu pistolul acolo pe scaun și din 10, 9 din banda de hoți și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu și au zis, noi vrem să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Am venit cu alte gânduri, am vrut să-L omorâm pe omul lui Dumnezeu, dar astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne-a atins, ne-a schimbat viața și și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. Știți de ce? Că atunci când Duhul lui Dumnezeu coboară peste om și cinzecimia este vorba despre ce? Despre împuternicirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu împuternicește, Dumnezeu autorizează și forțele răului sunt anihilate atunci când slava lui Dumnezeu coboară, glorificat să fie numele Domnului în veci. A treia binecuvântare a cinzecimii este o înțelegere clară a Sfintei Scripturi, Fapte 2, 16-17. Nu suntem besti cum vă închipuiți voi, zice Sfântul Apostol Petru. Și când spune treaba asta? Când vine Duhul lui Dumnezeu peste el și zice, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice, Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Indiferent de vârstă, indiferent de statut social, indiferent de gen. Tineri, tinere, bărbați, femei, robi, roabe. Și vreau să vă spun, dragii mei, că de fapt, ce observ eu aici? Că a treia binecuvântare a pocăririi Duhului Sfânt este o înțelegere clară a cuvintelor biblice. Am cunoscut un profesor universitar care a citit 10.000 de cărți, fără exagerare. Aflat acum la vârsta de 75 de ani și am început să stau de vorbă cu dânsul despre Dumnezeu. Din vorbă în vorbă am început să facem analiză pe anumite texte. Și știți ce am rămas uimit? Măcar că a citit 10.000 de cărți, omul ăsta nu putea înțelege multe dintre pasajele Scripturii. Măcar că avea un grad foarte înalt de pregătire intelectuală. Și am înțeles atunci că cel care ne edifică și ne lămurește asupra pasajelor Scripturii nu este iscusința omului, ci este asistența Duhului Sfânt cu cititorul care în modul sincer vrea să-L găsească pe Dumnezeu. Ce mare este Domnul nostru! Așa că a treia binecuvântare a pocăririi Duhului Sfânt este binecuvântarea de a înțelege mai bine și mai clar Scriptura. Știți că în Ioan, în capitolul 3, zice nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât, și anume era vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și cineva într-o zi contrariat s-a dus la un pastor și a spus, pastore, uite, Biblia asta voastră se contrazice pe ea însăși. Cum adică nimeni nu s-a suit în cer? Păi am citit eu în Biblia voastră acolo în Vechiul Testament că Enoch a fost răpit la cer. Că Ilie a fost luat într-un vârtej de vânt și a fost înălțat la cer. Cum că aici zice că nimeni nu s-a suit în cer? Și eu știu doi în Vechiul Testament. Ce explică în dumneata că dumneata zici că predici Biblia și crezi treaba asta.
Și omul lui Dumnezeu face puțină vreme liniște, iar mai apoi se uite și zice: da, ma tale, ai auzit de diateza activă și diateza reflexivă? Sigur că am auzit. Dar dumneata n-ai băgat de seamă că acolo este folosită o diateză reflexivă? Și zice despre Ilie și despre Enou, au fost suiți de Dumnezeu, acolo e o diateză pasivă. Adică nu ei au fost subiectul logic. Cine i-a înălțat la cer? Dumnezeu. Iar în Ioan, în capitolul 3, nu zice că Iisus a fost suit. S-a suit. Și acea diateză reflexivă arată că prin putere proprie, într-un mod autonom, s-a înălțat la ceruri, pentru că el era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și lumină din lumină adevărat. Și omul ăla a rămas de rușine și a înțeles încă o dată că Biblia nu se contrazice. Biblia este cartea lui Dumnezeu cea infailibilă, fără de greșeală, dar o vor putea înțelege numai aceia care acceptă asistența Duhului Sfânt în interpretarea ei. Slăviți să fie Domnul în veci. Eu în fața Bibliei nu mă duc cu prejudecățile culturii mele, nici a religiei mele, nici cu proprii ochelari. Și mă duc ca un simplu elev care mă așez în bancă și spun: acum învață-mă tu, Duhule Sfânt. Vreau să înțeleg tainele Scripturii. Că uite, mi-au spus ăștia că se interpretează cu greaca, cu ebraica. Și de ele avem nevoie. Dar am nevoie de ceva mai mult decât atât. De cel mai mare pedagog, Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu te asistă, vei înțelege adevărul Sfintei Scripturi. Slăvit să fie Domnul. A patra binecuvântare a cincizecimii. Și dacă ați băgat de seamă, toate încep cu litera Î, le-am așezat sistematic ca să le putem asimila altfel. Este îndrăsneala de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. Mai înainte vreme, Petru s-a lepădat în fața gardianului, o slujnică de la tribunal. Acum când Duhul Sfânt se coboară peste el, Duhul lui Dumnezeu aduce a patra binecuvântare în viața lui. Îndrăsneala de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Deseori noi creștinii penticostali, când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, ne limităm doar la vorbirea într-o altă limbă, incognoscibilă celui care este călăuzit de puterea Duhului Sfânt când se roagă. Da, acesta este un semn exterior, mai sunt și semne interioare, cum ar fi putere, bucurie, pace și semnul esențial, cum ar fi schimbarea vieții, dar rareori predicăm despre acest semn. Un alt semn că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste viața unui om și el a fost umplut sau botezat sau peste el a fost turnat Duhul lui Dumnezeu, toate aceste sintagme vizează unul și același lucru, se referă la faptul că eu pot primi și curaj, îndrăzneală de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când Domnul m-a botezat în adolescență pe mine cu Duhul Sfânt, din momentul ăla știți ce am făcut? Am început să ieși pe străzi. N-aveam multă pricepere, avea mai multă râvnă decât pricepere. Acum, eu zic că am mai multă pricepere, îmi trebuie mai multă râvnă. Și am început să le spun, eu opream pe oameni. Am oprit și bețiv, că i-am ascultat mai mult. Săracii n-avea cine să-i bage în seamă. Dar nu puteam, eu știi, atunci. Și mai târziu am înțeles că nu trebuie să arunc mărgăritare asupra, cum zice Biblia, mă opresc. Și am stat de vorbă, le vorbeam despre Dumnezeu, mai apoi la școală. Le vorbeam despre Dumnezeu, veneam cu Biblia la școală, le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă până atunci mi-era rușine să spun că eu sunt credincios și pocăit, când Duhul lui Dumnezeu a intrat în viața mea, s-a întâmplat o schimbare. Inima mea a primit putere să-L vestească pe Dumnezeu. În pauze nu mai ieșeam cu copiii nici la glume, nici la tot felul de bancuri proaste. Ieșeam în pauze și vorbeam despre Dumnezeu. Citeam că nu voia să mă asculte nimeni din Biblie și Biblia s-a lipit de sufletul meu. Și nici acum, după atâția ani, nu s-a dezlipit de viața mea. Glorificat să fie Domnul în veci. Și am înțeles atunci că când Duhul lui Dumnezeu coboară peste viața unui om, Duhul Sfânt îți dă curaj și îndrăsneală. Mă întrebam și eu și am spus, mă, de ce înainte mie mi-era rușine să vorbesc despre Dumnezeu? Și am înțeles că erau două probleme. Unu, în cultura mea biblică, știam prea puține și dacă mi se puneau întrebări, n-aveam toate răspunsurile. Și doi, nu era puterea Duhului Sfânt peste viața mea. Că atunci când puterea Duhului Sfânt vine peste viața ta, nu ți-e mai rușine să spui nici vecinului, nici colegului de la facultate, că tu ești omul lui Dumnezeu, că viața ta arată altfel. Și te duci și mărturisești despre Domnul. Ori de câte ori ți se dă posibilitatea asta, că Dumnezeu are planuri mărețe, slăvit să fie El. Mi-aduc aminte, plecam din aeroportul Otopeni din București, zburam către Dublin, tot așa pentru câteva seri de evangelizare și oamenii s-au gândit la mine că sunt înalt, la 1,87 m și a zis, mă, o să iau primul rând, știți că scaunele alea mai largi. Și am stat acolo pe locul 1 și am zis, slavă Domnului că în stânga mea nu o să fie nimeni, o să pot și o să stau mai relaxat,
4 ore jumate de zbor, nu-i chiar comod. Și numai că înainte să decoleze avionul, un om care avea locul 20 ceva, cineva el a luat, nu știu cum s-a încurcat lucrurile, și l-a pus lângă mine pe locul 1. Am zis, mă, mirosea și urât, așa un miros pestilențial. A zis, mă, cum s-o nimerit ăsta să vină lângă mine? M-am uitat prin spate, prin față și am zis să văd dacă pot să mă mut în altă parte. Dar am stat acolo liniștit, a decolat avionul, după vreo 10 minute îți dă voie să poți să folosești toaleta sau să te ridici din avion. Și am stat liniștit și am început să citesc din Biblie, să studiez din Sfânta Scriptură, acolo unda de semnal cu cerul mai aproape, că e mai aproape de cer. Și la un moment dat omul ăla zice, dar ce citești dumneata aici? Și zic, eu din Biblie. Dar dumneata ești preot? Și zic, da. Și am început să-i vorbesc despre Dumnezeu. Printre altele, omul ăsta se deschide și îmi spune așa, eu acum știi ce am venit aici? Eu zic, nu știu. Și eu vreau să bag divorț de nevastă, mai avem un copil de 10 ani și sunt hotărât că m-am săturat de ea și mi-a povestit toate dramele prin care a trecut. Și am zis, omule bun, soția ta sos poate mai găsește, dar tată la copii nu. Uite ce spune Biblia. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Și am început să-i predic. Vreo 4 ore am predicat. Lângă mine încă o doamnă trecută de 65 de ani. Începea să asculte. Zice, dumneata de unde ești? Din Târgoviște. Și ai parohie acolo. Am parohie acolo, veniți la Târgoviște. Și eu din Târgoviște. O să vin să vă ascult. Încă n-a ajuns. Domnul să o cerceteze și pe ea. Și am vorbit cu omul la respectiv preț de aproape 4 ore din cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? La final ne-am îmbrățișat și mi-a spus așa, promit să mă pocăiesc și nu mă mai duc să bag divorț de nevasta mea, am să o sun să-mi cer iertare, să ne împăcăm și să putem să trăim în armonie toată viața noastră. Și să aflu că și el a avut un unchi, nu știu din a câta generație, care a fost penticostal și știa despre pocăiți câte ceva. Și atunci am înțeles că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar era vai de mine dacă n-aveam îndrăsneala să-mi deschid gura și să vorbesc despre Dumnezeu. Puteam să stau ca un om obosit în avion, să mă pun să dorm, cum deseori mi se întâmplă, să mă pun să dorm, dar atunci Duhul Sfânt mi-a zis, nu, tu citește din Biblie, deschide-ți gura și ai îndrăsneală să mă mărturisești pe mine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cine ne dă nouă puterea îndrăsnelii? Unul singur, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă mai spun o ultimă binecuvântare. Binecuvântarea înnoirii și a înmulțirii Bisericii lui Dumnezeu vine tot ca urmare a binecuvântării cinzecimii sau a pogorârii Duhului Sfânt în viața unui om. Versetul 37 din Fapte 2. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas cum? Străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru. Și zice Biblia că în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Cine produce această înnoire, această schimbare și înmulțirea lucrării lui Dumnezeu? Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, când s-a ridicat Sfântul Apostol Petru să predice, mânat de Duhul lui Dumnezeu, o predică simplă, dar o predică sub călăuzirea Duhului Sfânt, aproape 3.000 de oameni în ziua aceea și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. Pentru că această străpungere lăuntrică nu o face perorația omului și nici măcar forța argumentației logice. Am stat de vorbă cu ateii. Eu înainte să fac teologie am făcut facultate de drept. Și am avut în facultate de drept niște oameni care erau atei, veniți de peste Prut. Și încercam eu prin argumente și multă vreme m-am chinit prin argumente logice. Veneam cu argumente din știință să explic, bă, Biblia e adevărată, pentru că asta, pentru că asta, pentru că asta. Și mi-am dat seama că oricât de bine aș argumenta lucrurile, omul poate la un moment dat să aibă un soi de înțelegere, dar va merge mai departe nebunia lui. Multă vreme am crezut că eu, ca să conving pe oameni, trebuie să am un discurs bine argumentat, încheiat vorba unui predicator de la noi la ultimul nasture și să fie toate aranjate bine și nu-i rău pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielii și un Dumnezeu care are coerență în tot ce spune, dar am înțeles că există ceva cu mult mai mult decât atât. Eu nu trebuie să conving pe nimeni. La începutul slujbei de evangelizare, să mă mărturisesc, frați păstori, eram puțin frustrat când uneori făceam chemare și nu se predau oameni. Ce o să zic cu oamenii ăștia? L-am chemat degeaba. Și aveam un soi de frustrare interioară. De ce Dumnezeu n-a lucrat? Au trecut timpul și vreau să vă spun că nu mai am niciun fel de sentiment de frustrare. Știți când m-am eliberat de asta?
În momentul în care am înțeles că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, nu să fim avocați și să fim martori. Avocatul în instanță trebuie să convingă. Ori Dumnezeu mi-a spus, avocatul e Duhul Sfânt. Stai în banca ta. Și voi veți primi o putere și îmi veți fi ce? Ați fost vreodată în tribunal? Și când ați intrat în sala de tribunal, ce trebuie să facă martorul? Să se legitimeze? Să zică onorată instanță? Iată ce știu eu. L-am văzut pe distinsul domn că a făcut asta și asta și asta și asta știu despre el. Vrei să crezi bine, nu vrei să crezi iarăși bine? Mi-a spus ce am văzut și atât. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim avocații Lui. Suntem cei mai slabi avocați dacă am crede că Dumnezeu ne-a chemat să pledăm în fața instanței lumii pentru El. Nu! Dumnezeu ne-a chemat să fim martori. Hai să spun ce s-a întâmplat cu mine. Am fost orb și acum văd. Eram rob țigării, alcoolului, faptelor murare, Dumnezeu m-a eliberat și mi-a schimbat viața. Asta trebuie să faci, dumneata. Să spui ce a făcut Dumnezeu în viața dumneata. Și Duhul Sfânt va înnoi, Duhul Sfânt va străpunge, Duhul Sfânt va convinge lumea. Nu eu trebuie să conving pe nimeni. Rolul meu ca evanghelist, ca predicator, ca pastor, ca om al lui Dumnezeu, este să predic Evanghelia despre un Dumnezeu care face minuni, care a murit pentru noi și prin jertfa Lui noi putem fi mântuiți de păcate. Cine vrea să se mântuiască, bine. Cine nu va aștepta o dreaptă osândă a lui Dumnezeu și o dreaptă judecată a lui Dumnezeu. Și atunci, eu, ca om al lui Dumnezeu, sunt chemat să fiu un martor al Lui. Martorul nu se căznește să convingă. Martorul deschide gura și vorbește despre Dumnezeu. Și vreau să închid în această zi, spunându-vă, dragii mei, că, nu știu, cu titlul de exemplu, nu știu pe cine se auleau pe organistul ăsta, că tare frumos cânta și îmi plăcea că articula bine acordurile la pian. Cum îți zice? Paul. Să zicem cu titlul de Doamne ferește că Paul s-ar îmbolnăvi, nu știu, de o boală grea. Cu titlul de Doamne ferește. Să zicem metastaz. Și au auzit că la București este un medic specialist care are un tratament în urma căruia, dacă îl ia, se face bine. El ia tratamentul, se face bine și la câteva săptămâni de zile vine pe aceeași bancă din Dobric la Ebenezer și stă lângă un om și zice, ce faci tu? Zice, uite și eu sunt metastază, suferind. Și zice, Paul, zice, și eu am avut boala asta. Și zice, m-am făcut bine. Și Paul stă cu tratamentul buzunar, a fost vindecat în urma tratamentului administrat și acum Ion și el bolnav de aceea suferință, zice, cu popa ai vorbit să te mormântezi. Fanfară ai? Ți-ai pus casa în rânduială? Ce fel de mentalitate trebuie să aibă Paul să vorbească în maniera asta despre omul care are o problemă în fază terminală, problemă pe care cu câteva zile în urmă a avut-o și el, dar s-a făcut bine. El stă cu tratamentul în buzunar și nu spune la nimeni nimic despre treaba asta. Cum îi se pare omul ăsta? Ați folosit un eufemism, dar e ceva mai mult decât egoist. Însă vreau să vă spun că exact așa facem noi oamenii câteodată. Unii dintre voi ați fost eliberați de vicii grele, țigări, alcool, fapte morale, imorale și reprobabile. Și Dumnezeu care v-a schimbat și v-a transformat, vă cere să vă deschideți gura și să spuneți, și eu am luat acest tratament, se numește Iisus Hristos și puterea restauratoare a jertfei sale. Și să nu tăcem și să vorbim oamenilor despre puterea care mai schimbă vieți, care mai transformă, care mai eliberează și mai mântuiește. Dumnezeu să ne întărească și Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi, peste lucrările noastre și peste Biserica Ebenezer Dobric. Doamne ajută! Amin!